Copiii din capitală au avut și astăzi surprize plăcute ocazionate de ziua lor internațională. În scoarul Teatrului de Operă și Balet s-a ținut un concert de zile mari. Invitatul special al evenimentului a fost renumita interpretă din Rusia, Jasmin. Vedeta a adunat mii de admiratori, doar că un reprezentant al ambasadei Rusiei la Chișinău a uitat cum o cheamă pe interpretă și a prezentat-o ca Alsu. Jasmin a creat o atmosferă incendiară în scoar, fiind mereu aplaudată de public. Tinerii și copiii prezenți la eveniment cunosc bine cine era pe scenă. Este foarte bine, o atmosferă foarte plăcută. Știi cu ce ocazie venite aici? Știi ce sărbătoare e asta? Ziua? Ziua copiii! Jasmin susține că vine la Chișinău de fiecare dată cu mare drag. Мне очень приятно сегодняшнем концерте выступать, тем более, что вот как раз это касается детей. Если вот, допустим, мне будет предложение выступить в любой точке мира или выступить для детей, я выберу, конечно же, выступление для детей. Ultima dată interpreta Jasmin a fost la Chișinău la începutul lunii martie. Atunci ea i-a făcut un cadou soțului său, omul de afaceri Ilan Șor, un concert la Palatul Național. Давайте Алсу и сейчас мы пришли за с ним. Давайте. Нет, это